m-am găsit la grupul mai cu Universitate de Matematică. Așa facem, bine ne vedem. Așa, vă apropiați de vacanță, din nou de vacanță, voi mai gustați în vacanță, că îți face școală în urmă. Faceți-o, veniți o săptămână, două, intrați în vacanță, dar vă trece vouă și perioada asta acum. Să zicem. Subiecte de olimpiadă. Așa, subiecte. Determinat în mod natural gen. Da, faza locală, adică mai greu. Da, 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 faza locală, asta. Determinat în mod natural gen, pentru care? Bună, da? Da. Determinat. Numărul natural gen. Pentru care? Așa, cât? 401 ori 401 la puterea 3-a ori 401 la puterea 5-a ori așa mai departe, ori 401 la puterea 401 la puterea 401 da, egal cu 401 la puterea să dăm mai răspunsul la puterea n pătrat poate da, la puterea se poate așa ceva? Da. La puterea... Înțelegi ori, cred că dumneavoastră, uitați asta. La puterea e împătrată. E împătrată, îți pare final? E împătrată sau e în altă? Ia stai 2 secunde, nu am văzut și eu. Ia să vezi tu acum, da. Ne schimbăm oricum. Da, la tine. Dacă nu mergi la el la 2, o să fii la 3-a. A, așa, ne încercăm. Nu să vedem din subiectul. Da. Hai să-mi poate. Idei, mi-am cărat. Păi, este din 2 în 2. Ce dacă e din 2? Nu știu, poate că ești de ziua. 401. Dăm? 401, un factor comun. Un factor comun. Corect. Ia uite ce frumos a răspuns. Dăm de 401, un factor comun. Daria, tu ești de acord? Da. Tot așa de acord. Dar factorul comun când se dă, mai copii? Când avem adunare sau o scrie. Și acum cine a scris? Da, ați jurat. Doamne profesor, dar nu putem... Să ce mai fie o sumă gauz? Păi acolo e 400... Așteptu puțin. E 401 la întâia, nu? Da. Și la înmulțire, exponenții se adună. Asta! Și ar fi 1 plus 3 plus 5 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 Pentru 401 trebuie să la doară, tot. Da, nu trebuie că vă uitați la doară. Deci voi ați pus așa niște lucruri, dăm un factor comun. Uite, dacă ar fi fost așa 401 la 1, a plus 401 la 3, plus, să zic, mai întrește a 2, dacă e plus, dăm un factor comun. E comun, am zis. Dăm de 401 și pe lângă 1 plus 401 la 2. Deci, așa ceva se întâmplă când e adunare sau scădere, mai copii. Pentru că atunci ce facem? Adunăm 3, 5... Nu, cum se mulțesc două puteri, două sau mai multe puteri cu aceeași bază? Copiii bazează. Așa trebuie să reacționez, David. Deci trebuie repede, nu stau pe gânduri. E vorba de mulțire... Deci în momentul acesta putem să le lăsăm puțin pe 401 și să ne reducem la exponenții. Nu, scriem așa. Dario, oprește-te. Prin 401 la puterea 1, plus 3, plus 5, plus 7, plus puncte, puncte, plus 401. Pentru că în felul ăsta corectorul, 401 la 1 la 2. Corectorul care vede ieșițiul, a înțeles că tu ai spus două sau mai multe puteri. Nu trebuie să te uiți pe tablă. Nu-mi place așa, că ai tendința de a te uita pe tablă și scopii. Dar tu, de acum când ai înțeles ideea, te gândești... înțelegi tu? Te gândești, ai înțeles, să spui 401 la puterea. Așa, acum facem spagalul de sus. Așteptați-vă. La puterea 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 400, ne dau cu 401 la asta. Și acum, 400 la ceva, ne dau cu 401 la ceva. A, deci n la 2 să fie egal cu suma aceea. Așa. Deci când avem două puteri egale cu aceeași bază, egală în exponenții. De aceea, iar tu dacă îmi spune așa,
Eu gol de sunt la unul cu strecuri și nu mă interesa. Deci, Daria, retractăm corect, nu să rămâi etapele. Asta vreau să spun, da? Deci e chiar de etapă, cu a spune că David te vorbește. Unul vorbește, unul cu strecuri. Și trebuie să avem numărul termenilor și atunci zicem numărul lor. Ar numărul termenilor egal cu 1. Păi numărul termenilor este egal cu 401 minus 1 adică 400 împărțit la 2. Care dă... O stop, ușor. Este așa, 401 minus 1, tot împărțit la 2. De ce la 2 sunt 4 și numărul? Pentru a ce din 2 în 2, nu? Deci dacă ar merge din 3 în 3, aș împărți la 3. Dacă ar merge din 5 în 5, aș împărți la 5. Dar fiindcă împărți din 2 în 2, împărțim totul la 2, da? Și adunăm 1, ca să prindem anul și capetele. Plus 1. Și cât face în calcul? 201 face. 201 termen. Așadar, șterg acolo numărul lor. Și știu bine, nu-l cunoșteam, dar l-am aflat. Ori 201. Și s-a și 402, ori 201. Atenție! Și totul împărțit la 2. Știți bine, așa vine. Primul plus ultimul. Ori câți termeni sunt? Pe 402 îl putem... Un pic, da, ia. Egal cu cine veți fi egal cu? E la 2. Asta e relația. Echivalentul. Dar ia. Aș vrea să te disciplinezi un pic și să înțelegi că când a zis echivalent, adică egalitatea asta trebuie să o scrie. Nu calculezi pe asta ce face și... Deci asta de aici, Daria, toată, este echivalent și o scrie, dar echivalent cu altă egalitate. Și acum e echivalent și lucrăm aici. Face cât? 402 ori 201, scrie 402. Totul supra 2. Egal cu 1 la 2. Cât de numai atât de important și din felul care redactăm. David, hai că o să scrii. Vine 201, 201. Egal cu 1 la 2. Și face echivalent. Cum spunem, 201 la 2. Egal cu 1 la 2. Cât este el? 200. N egal cu 201. Deci rezultă de aici. N egal cu 201. Reluăm încă o dată aici. Da. Suntem atenți? Haideți să vedem. Deci autorul așa a spus. Găsiți-l voi pe N. Cine e N? Așa ar trebui încât să aibă loc relația asta. Dar de ce trebuie să avut tehnicistul de la noi? Și a avut autorul. Care a fost autorul? Trebuie să adunăm exponenții. Fiind vorba de înmulțirea mai multor puteri cu aceeași bază. Exponenții se adună și se copie baza și se adună exponenții. Aici v-ați păcălit. De ce să nu spunem? Să recunoaștem. V-ați păcălit și a spus amândoi. A spus... Factor comun. Factor comun. Nici un stat de gânduri. Au fost atenți. Da? Dar mai insist un pic că, din cauza faptului că am întâlnit așa descoperiți, mă mai dau încă un exercițiu. 2 la puterea, să spun, 51, ori 2 la puterea 74, plus 2 la puterea 120, e egal cu. Calculați cum e pe asta. Deci 2 la 51, 2 la 74, plus... Singur? Acum vorbiți. Da, bine,
întâmplat la 51 de la 74, exponenții se adună. Adică cât face deodată? 2 la 5, 120. Nu, 125. 125 minus 2, plus 2 la 120. Deci egal cu 3. Deci egal cu 3. Deci egal cu 2 la 120. 2 la 120. Pe lângă Daria. 2 la 120 pentru 2 la 5 plus 9. 2 la 5 plus 9. Și o să egal cu 2 la 120 la 33. 2 la 120. La 33. 2 la 5 plus 32 și 1 la 33. Așa. Deci, atenție, una este să scoți factor comun, cum este cazul aici, și alta este să înmulțesc două sau mai multe puteri. Cum zicem în continuare tot aici, 8 la puterea 5, ori 16 la puterea a 3, împărțit la 2 la puterea 25, plus 16 la a 4 împărțit la 2 la a 5. E calcul. Facem calcul ăsta ca să văd că puteți de v-ați reamintite. Cine îmi face? Tu. O să avem acolo 8 la a 5 ori 2 ori 8 totul la 3. De totul la 3. Împărțit la 2 la 25, da, plus 2 la a 4, da, 2 la a 4, totul la a 4. 2 la a 4, totul la a 4. Împărțit la 2 la a 5, și va fi egal, va fi egal cu 2 la a 3, 2 la a 15. Așa. 2 la 5, trebuia... Vezi, am întrebat un termen aici. Că atât a vedea cât și tu, Daria, când a sesizat că 8, 16 sunt puterea lui 2, nu mai stai pe gânduri. Și spune, ce 8 la 5? 2 la 3, tot la 5, 16, 2 la 15. Să fie șeie, nu putem să scrie în cazul 2 la 4. Sigur că da, 2 la 4, tot la 3, 16, 2 la... Asta așteptam în gânduri. 2 la 4, 3, 12. Împărțit la 2 la 25, da, plus 2 la 16, împărțit la 2 la 5. Va fi egal cu 2 la 27, împărțit la 2 la 25, plus 2 la 11. Va fi egal cu 2 la 2, plus 2 la 11, care va fi egal cu care va fi egal cu 2 la a 2 pe lângă 1 plus 2 la 11. 1 plus 2 la? 1 plus 2 la 9. 2 la 9. 2 la 9 și... Lăsăm așa că nu am vrut. Ce-am vrut eu aici din nou să văd? Da, spune tu ce crezi că am urmărit eu cu Elie și ceasă. Și să lucrăm cu puteri. Și vă să scoate și factorul comun. Fiindcă v-am descoperit cu greșeala aceea, am insistat că acum să mă duc greșeala. Foarte bine. B. Punctul B de la editură, da? Pentru a fost A. A, da. Pentru N determinat la punctul A, pentru N egal cu 201, că așa l-ați găsit. Da, pentru N egal cu 201, cum l-ați găsit noi. Aflați restul împărțirii numărului A egal cu 1 ori 2 ori 3 ori 100. 1 ori 3 ori 1 ori 100 minus 31 la N. Minus 31. Deci, asta e numărul A. Aflați restul împărțirii numărului A la N. Atunci, A împărțit la N. 31. Sau zicem A. Egal cu N ori un cât, plus restul. Adică trebuie să aflăm cu restul, da? Nu, restul trebuie să aflăm. Restul egal semn de întrebare. Da. Deci am ajutat mai mult.
Am spus sau, egal cu M câtul, plus restul. Aș putea să pun semnul la 31. La 31? De ce? 31 la N spune. Nu, minus 31. Minus 31. Da, vede. Deci... La N, adică împărțirii numărului A la N. Restul împărțirii numărului A la N. Deci fie A, hai să luăm așa, fie A număr 1 ori 2 ori 3 până la 100, minus 31. Da? Și spune autorul, găsiți restul împărțirii acestui număr A la cine? La N găsit mai sus. Da. Cu N găsit mai sus. Dacă nu-l găseai tu, corect, dar de ce faci la punctul? Nu mai dai exemplu. Aici ieșitul este dur. Pentru că punctul B nu poate fi văzut, nu poate fi rezolvat. Dacă nu l-ai făcut pe A. Dacă l-ai făcut pe A. Deci, mai Insist să înțelegeți bine aici. Corect. Deci, fie A de forma asta, cu nu găsit, dacă n-ai găsit, găsești restul împărțirii la, la N. Restul împărțirii la, la N. Adică, atunci facem împărțirea după ce aflăm A. După ce aflăm A. Facem A împărțit la N și când găsim restul. Ok. Am o mică întrebare. Te rog. Cum poate un număr mare să se... Aaa, nu mă citat. Da. Pe număr mare se împarte la 200. Da, da. Ce poți să spui despre rest? Că este mai mic decât... Mai mic decât? Mai mic decât N. Decât N? Decât 201. Deci observația ar fi așa. Trebuie să fie mai mic strict decât 201 pentru că am avut bază și l-am găsit noi și am întrebat corect. Profesor, am și eu o întrebare. Adică noi nu trebuie să facem tot numărul acela, putem să găsim măcar ultimele cifre ale mulțirii acelea? Păi dacă nu găsești numărul nici deci facem foarte mulți, sunt foarte mulți de 10 și de 0 și îmi spunem, adică ultimele cifre trebuie să... Deci, cu alte cuvinte, numărul ăsta nu-ți vine să-l calcule. De ce nu spui așa, măi? Că nu-i vine să-l calcule. Nu vine să-l calcule. Numărul 2, 3, 4, 100 e un număr imens. Foarte mare. Dacă ar fi vorba să vedem câte zerouri sunt, sunt destul de zerouri. Am mai discutat de numărul ăsta. Pentru că din zerouri e acela care sunt la sfârșit, vine să scădem pe 31. Scădem pe 31 și ce dacă? Și dă... corect. Afli restul împărți, restul scăderii acelea, ultimii două cifre. Iată o altă problemă. Care sunt ultimii două cifre ale scăderii acestea? Ar fi o problemă care ascunde tocmai 0. Și care sunt ultimii două cifre? Tot am spus care sunt ultimii două cifre. Păi, o să fie... Adică după ce scădem totul, nu? Da, când scădești pe 31. O să fie un 9 și... Un 9? Un 9 și 8. Ei, și un 9 și 9. Deja să fie cum ar fi... Stai, un 9 și acolo... Un 9 și un 6. Și un 6, corect. Și un 6? Că te-ai împrumutat mai în față? Și un 9? Asta e întrebarea pe care trebuie să o pun și lui Mario. Exact. Da? Deci acolo, așa ar fi ultimele două cifre. Și ce, la, ce crezi tu că ți-ar ajuta dacă știi ultimele două cifre? În momentul ăsta nu cred că m-ar ajuta la încărțire. Nu te-ar ajuta la nimic, să spun de ce atunci facem ceva. Altă idee. Domn profesor, dacă noi o să înlocuim pe... Dacă noi nu mai punem acolo A și punem 1 ori 2 ori 3, ori puncte puncte, ori 100 minus 31 egal cu N, ori C plus R. Deci... Aici spunem, vrei să locuiești efectiv, da? În loc de A să punem cine? Ea spune de ce să scriu pe A. Las așa, 1, ori 2, ori 3, ori puncte, puncte, ori 100. Minus 31, trebuie să zic așa, da? Egal cu? 201, că zice înlocuiești. Să înlocuiești. 201 ori un cât. Da. Plus? Plus restul acela pe care nu știu. Mă ajută cu ceva asta? Și pe aceeași lucru? Numai că l-am scris. Mai scris. Corect. Am putea să... Am putea să facem niște grupuri din mulțile aceia care ar da 201.
Dacă faci de câte 3, nu. Dacă faci de câte 4, nu. Dar la ce să facem chestia asta, Daria? Să facem câte 2, câte 3, voi păstrați în minte un model de exercițiu. Da, da, și în ce înseamnă alte exerciții? Da, dar acolo erau, era așa adunarea următoare. 3 la 3 plus 3 la 2 plus 3 la 3 plus și mai departe. Deci era vorba de adunarea lor putere. Hai să mai țin. Să spunem că împărțim printr-un 2. Nu știu, ideea așa de început. Să împărțim printr-un 2, egalitatea asta. Da. Nu știm pe rând. Tot mai trebuie să la. Nu, doar 1 ori, 2 ori, 3 ori. Putem să... Nu mai e pasă să împărțim printr-un 2? Da. Dar cum? De așa, de al de 2 se află aici când zici că împărțim. În 31 e număr prim, nu se scoate nimic. Ești blocat. Putem să le adunăm pe 31 ca să ne adunăm pro parte. Deci poți să-ți propui să aduni pe 31. Da? Aici mă închis. Merg numai la ta. Deci adunăm pe 31 aici. În avimente, da? Și ce devine ieșițiu? Devine 1, 2, 3, 1, 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 plus R plus 31. Despre R plus 31, R era sigur mai mic decât 201. De acord? Da. Și plus 31 poate să-l depășească de 201 acum. Ce facem? 201 minus 31? Da. Așa e o idee să facem. Cum să facem? 201 minus 31. Păi nu se pare că este emoție. Să găsim 201 ăla în grupa de la 1 ori 2 ori 3 ori 4. Păi, asta am spus și eu. Dar putem să ne găsim. Da, dacă faceți spus. Hai să vedem pe asta câte 0 ori. Hai să ne ducem da, foarte mai tare. Da, pe mai întâi are 0 ori de la 5 și 2. 5 ori 2, care dă 10. Și, stai, hai să ne notăm. Hai să vedem toate zerele. Cum am notat? Mai întâi 5 ori 2. Scrieți 100 numărul, ca să avem 100, care are 3 zeruri. Care? 100. Scrieți plus 100, e la fel. Da, dar noi trebuie să... Nu putem să mergem cu... 100, 0, 0. Trebuie să mergem cu primul, de la primele trebuie să începem. Adică de la... Ok, deci mai întâi ar fi... Deci, hai să vedem. 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5 ori 6 ori 7 ori 8 ori 9 ori 10 ori... Câte zero mai avem aici? Păi aici am de la 5 ori 2 am un 0. Da, 5 ori 2 am 10. Am și de la 6 ori 5 am arunc mi-am folosit deja pe 5. La 5, pe 5 am pus. Ok. De la 10 ori 1. Și un 10 de aici, așa. Deci 2 zero ori. Aici 2 zero ori. Acum, 11, ori 12, ori 13, ori 14, ori 15, ori 16, ori 17, ori 19, ori 20. Am câte zero. Aici avem primul și primul rând. Am putea să ne folosim și de cele de jos. Adică 2 ori 5, am un 5 și un 2 fac un 0. Avem un 20 la 20 și un 0 tot 3, deci avem 3 de 0. Păi da, domnul, numai că noi acum facem 3. Avem 2 de 0. Păi tot 2 de 0. Păi avem câte grupe, înseamnă dacă la toate să avem câte 2 de 0. De fapt, la ultimul o să avem 3 de 0. Ai. Oare aici avem numai, când avem pe 5, 2, care dau mereu 10 și un 0 la final. Și avem grupa 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, unde o să avem doar 2 zerouri. Adică 9 ori 2, 18 cu 3? 9 sau 10 zero? 9. De ce? Asta spunea, nu putem să facem de exemplu. De ce nu mergi pe el? E bine. Adică, în clipa în care te gândești la ceva, nu le urmări tot pe el.
Ce ai găsit tu hibă la el și n-ai fost de acord, te te gândi la ceva, la ceva. Te rog. Împreună ne-am gândit așa. După ce am văzut că trăiești cu sătea extincheare, l-am dus în partea cealaltă. Și acum încercăm să vedem ce zero, să ne construim ceva, să ne legăm de ceva. Și atunci a mers foarte bine ideea să vedem că de la 1 la 10 am 2 zero. Iar 2 zero. Și ultimul de la 9, 81, 82, până la 100, câte zero? O să avem 3. 3 zero. Câte numere sunt de la 1 până la? O să 3 zero, corect. Păi dacă... 21. La fiecare ar fi fost. Pentru că ar fost 9 ori 2, 18 plus 3. Deci 9 ori 2, 18 plus 3, 21 de 0. Deci, la înmulțirea asta, 1 ori 2 ori 3 până la 100, vom descoperi un număr, 1 ori 2 ori 3, va fi un număr lung, care va avea câte 0? 0, 0, 0, 0, număr de câte 0? 21 de 0. Și pe urmă, ce-o mai fi mai bine? Nu poate să aibă mai mult de 0? Spune tu dacă da. Păi, de exemplu, nu trebuie să facem așa cum ați făcut pe 10. Adică putem să luăm, de exemplu, și pe 16 cu... 10, cu un număr de sus sau de exemplu, stați. Păi eu am văzut un număr și unde e. 10 revine dintr-un 5 și un 2. Da. Da. Dacă ai luat pe 5 și 2. Dacă număr dea de 5, 15, 25, sunt în seria asta doar o singură dată, nu văd. Alte combinații n-ai. Alte posibilități. Deci este atâția, 21 de 0. 21 de 0. Egal acum, în urma înmulțirii, lui 201 cu un alt cât habar n-am pus să arate, plus un rest care e mai mic decât 201, plus 31, restul acesta plus 31, și trebuie să-mi dea cu câte zerouri, cu 21 de zerouri, ca să fie egalitate. Întrebarea este, ce cât să pun eu aici și restul ăsta care e un număr mai mic decât 31. Ca să am 31 de 0 la final. Da, ca să-mi dea 21 de 0. Da. Aici este problema pe care noi trebuie să o încercăm. După cum m-ați condus voi, după felul în care m-ați condus voi, aici aș fi ajuns. Putem să împărțim prin 21? Acum nu, până oameni trebuie și cele din față ca să împărțim la 21. Cum? Să facem Daria? Nu, am zis că putem să împărțim la 21. Tot numărul ăsta să împărțim la 21. Da, dar m-am dat seama cum spate că trebuie și cele cifrele din față. Nu, 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 mă dă tot așa, scădeam din el un număr și ne mărea 9, și azi nu era un număr. Deci ceva care să... Să spunem pe 31. Să-l prezent pe 31 din cine, David? Din 0 ori la alică. Ca... Deci de aici scădem pe 31, să așeze aici, da? Știi cum ar arăta numărul ăsta? Da. Aici, pe aici ar fi... 1-6. Deci ar veni aici, dacă scădem pe 31. Deci, cu altă minte, 31 se mă duc la locul lui. Că le stric și pe cele din fața lui, adică ultimele 20-uri. Eu dau niște numere, dar cele din fața lui sunt de 9, 8 sau... Chiar așa. Spuneți-mi, după ce renunț la 31 ăsta, fac scăderea de aici și numărul ăsta ar arăta așa, puncte, puncte, puncte. Aici ar fi 9 și dar de 9, câți de ăștia dacă... Ultimele două cifre sunt afectate. 21 minus 2. Adică? Adică 19. Cifre.
E, și pe urmă aș spune cât ați zis voi mai departe, mai departe. 61. 69. 9. E egal cu 69, că-ți cred că e 31 din mine. Ar fi egal cu 201 ori în cât? 201 ori în cât? Te poți pleca, te reușești să te prinde ieșiți-o. Ține minte că am mai făcut din asta. Nu cred. Dar 201 se împarte la 3? 201 se împarte la 3? Da. Se împarte. Și aici e 9, 9, 9, 6, 9, 9 și toate ce trebuie să se facă la 3, tot 6-le. Da, am înțeles, dar din fața acolo nu mai știu. Apoi poți fi și 2 și 1 nu și 0 și 0. Altceva. Că dacă împar pentru 201 nu merge... Păi, dar acolo care aveam 19, cu 21. Nu știu, eu nu știu ce te trebuie să fie o chestie aici care nu... Păi, dar trebuie să fie ceva interesant care să, de care să ne învățăm. Dar acum vă invit să, să faceți pași. Repetitiv. O șters relația. Am șters-o pe cea, pentru că nu se pare că nu ne-am făcut mare serviciu și a fost chiar atât de încătați. Mai bine o lăsăm pe noastră. Hai să lăsăm de aici, de unde aveam așa, forma asta. Forma asta? Da, de aici. Pe aici, în rog tare, să încercăm să rugăm mai ieșiți-vă. Mai găsim ceva. Ceva frumos. Dacă împărțim printr-un trei... Întrebarea este, oare în cârdul ăsta se află 31? Păi da, cum am. În care? În cârdul ăsta, unul de 3 ori. Da, da. Se află 31. N-am putea să-l dă pe 31 faptul. Ba da, da. Ia să vedem ce se vede. Ia să încercăm. Dacă ați dat 31 factor comun... Te vorbim, da. Deci am venit 31. 31 pe lângă. Pe lângă. 1, ori 2, ori 3, până la 20, până la 30. Da, și apoi... Fără 31. Da, și apoi continuă. 32. 32, 33. 33. 34. Ori puncte, puncte până la... 100. Până la 100. 100, da. 100. Minus 1. Că l-am dat pe 31 factor. Și este egal cu 201 ori C plus P. Plus R. Așa. Și acum... Da. Păi e ceva aici, nu e de normite. Hai să vedem, să observăm ceva, ceva care să ne... Oare 3-201 s-a împărțit? La 3? La 3, sigur. Da. Hai să descompunem cât de este 1. Deci... Pe 201. 201. 201, merge prin 3, până ați vorbit. Dă 67. 60. Și 7. Și 7. Și nu se mai împarte nici la 3, nici la 5, nici la 2. Și 67 este număr prim. Presupun. Dar că poate nu este. Păi la 5 nu, la 6 nu, la 7 nu. La 2 cu siguranță nu. La 3, la 4 nu. La 4 cu siguranță nu, pentru că 67 se parte la 4. La 5 nu, la 6 nu, la 7 nu. La 8 nu. Nu, 8 nu intră. Și la 9 nu. La 9 nu. La 11? Nu. Nu. Deci stop, am depășit cât am, cât o să fac 67. Și doar prin 3, da? Prin 3. Acum... Nu am putea... Împărți toată relația prin 3. Păi da, da. Păi dacă o împărți toată prin 3... Nu știu cine ia. Nu știu pe el dacă e multiplul de 3. Putem să împărțim de 31 sau nu mai am pe 31? Îl duc în partea cealaltă și apoi... Păi, dacă nu-l pot duce în partea cealaltă, ci doar dacă îl duc în etapa asta, că așa mai făcut operația. Da. Aici, ce cum arăta numărul ăsta aici? Știm bine că este din 21, 20... Ori minus 1? Și fac mai de-al de 9. Nu. La ce mi-ar folosi? Mi-ar folosi pentru că acesta
se împarte numai la 3. Și nu. Pentru că, cum ai zis dumneavoastră, să se putea să aibă și 2 în față și alte numere în față care sunt nu se împarte. Despre care nu avem nicio informație. Da. Bun. Deci, încă o dată, ce avem în privat? Mai știți până la punctul. Da. Deci, pentru gen determinat la punctul A, aflați restul împărțirii numărului A la N. A la puterea N. Pe partea atâta trebuie să zicem, că restul mai mic decât 201. Da, atât putem să spunem că restul mai mic decât 201. Pentru că în rest... Deci poate fi de la 1 la 200. La... Restul poate fi de la 1 la 200, poate numai asta lege. Bine, dar mai citești? Dar restul mai A, mai citești la timp? Dar restul, concret... Așa că aflăm. Păi dacă zice aflați restul, trebuie să-l găsim. Păi are să încercăm restul. Hai să încercăm să facem așa. Prin valori. Da, de la împărțirea la 201 acestui număr, rămâne rest fără discuție, pentru că nu poate să fie vorba de... Și minus 31 e Mihaela, da? Minus 31. Da. Da. Minus 31, da. O grămadă de nouă împărțire la 201, dar ce știi cine e în față, nu? Deci, dacă restul ăsta ar fi mai mic... Dar poate e greșită. Nu, trebuie să încercați să deplinim problema, nu? Nu am plantat. Dar dacă... Deci nu avem cum să vedem decât restul mai mic decât 201. Deci, secretul este aici, că după ce am dus pe în partea asta, trebuie să avem 201 mulțit cu un număr și plus un altul să ne facă 21 de 0 ori. 21 de 0 ori. Deci, e vorba de 201 mulțit cu cineva și adunat cu restul plus 31 să obțin în final numărul acela lung cu câte, așa am zis noi, da? Deci vine 1 ori 2 ori 3 ori puncte puncte ori 100 să fie egal cu 201 tradus ori încât plus restul plus 31. Ei, dar aici am un număr lung, spuneam mai devreme. 20. Un număr lung în care am de aici acolo 0, 0, 0, un număr de câte? 21. 21 de 0, am clarificat. Și acum sunt 201 mulțit cu un cât, plus așa ceva, restul plus 31. Sunt de 21 de 0 ori. Ce, cât și ce vreți să pun? Ar fi bine să îmi dea un număr care se termine în 68. Deci restul aici să-ți dea ceva, tu spui aici, să fie cu 68, ultimii două cifre, da? Nu s-a spune să mă gândesc mai bine. Eu m-aș gândi că mulțirea dintre 201 și C, să-mi dea un număr lung, care se termine în 68, să spunem, nu? Se termine 68 și restul să fie un lung ca să dea 69. Să ne apară tot de 9, 9, 9. Deci 201 înmulțit cu cineva. Sunt tot un număr foarte lung, trebuie să-ți dea. Care se termină 67. Să se termine 67? Da. Și când o să-i adaug 31, dar da. Și pe R plus 31. Da, și să ne gândim că R este 6. Păi R ar fi 68. Deci R trebuie să fie 1. Să ne gândim că R e 1. Și ar fi 32, îl adunăm la 67. Eu sper că în fața lui 67 să fie numai pe reg de 9, 9, 9, 9, 9.
Eu când adaug 31, să-mi dea totul mai mult, Cum crezi tu? Ce rest să punem? Mai zice tată povestea, un rest? 1. Restul 1. Dar dacă punem restul... Deci, dacă ar zice așa, 201 ori 1000, așa punem 3 zeruri. Da. Dar noi avem de băi multe zeruri. Foarte multe zeruri, da. Bun. Deci, e clar că cât ăla e un număr format din, cu multe zeruri. Cât? La sfârșit. Da. Tu spui așa. Câtul ăsta trebuie să fie obligatoriu, un număr lung. Multe zeruri la sfârșit. Cam câte zeruri să fie? Păi, dacă avem 21 de zeruri, noi ce putem 21? Deci dacă avem tot 21 de zeruri să fie, da? Da. Bun, e da. Și acum, câți mai trebuie să adăm și râși plus 31? Și se modifică zeruri aici. Bun. Și atunci înseamnă că restul plus 31 trebuie să ne dea 100. Nu, domnul profesor? Restul plus 31 să ne dea 100. Dacă îmi bagi 100 asta aici, modifici. Păi eu v-am zis atunci să puneți 68, că dacă puneți 68, ieșea finalul 68. Deci, dacă punem 68... La final... 69. 69 ai vrut. 68. Păi și restul nu m-am adunat. Restul e ăla 68, la care noi ne referim acum. Adică muncim pentru restul ăsta. Noi pentru restul ăla muncim. Dacă ăsta ar fi 68 și cu 31 ar face 100. 100, da. Ei, și atunci 100 aceea adunată, da, trebuie să mă dea la 19 zerouri. Ori asta, ca să dea 19 zerouri, aici ar trebui să fie 9, cu 1 fac 10, aici 9. Că numai așa, 1 cu 9 face 10. Se duce la cealaltă, sigur, face 10. Da? Da. Și numai în felul ăsta pot să-mi închipui... Și cât de 9 avem noi, dacă ne gândim bine? Da. Noi am gândit cât de 9... Am dar noi nu trebuie să-l găsim, noi restul. Restul, da, păi, dar la rest... Deci să avem nevoie de cât? Bun. E foarte greu. 3 ori, cât am zis noi, 60 și cât au fost? 67 ori 3, da? Da. Hai să ducem așa. Ducem pe 31 în dreapta și pe 201 ori cât o ducem în stânga. Hai. Ia să vedem așa. Deci o altă aranjare să vedem. Ia să vedem dacă aici ne ducem mai rapid. Deci vedem așa, că 1 ori 2 ori 3 ori puncte, ori 100, scrie din nou, da? Ori 100, minus 31, egal cu 201 ori câtul, plus restul. Acum, echivalent cu scrierea următoare. Scădem 201 ori câtul și adunăm pe 31. Da. În partea cealaltă, da? Adunăm 31 în ambele și scădem 201 ori. Nu. Adunăm pe 31. Da, și n-am zis să scădeți pe 21, că el e nou cu cât. Păi scădem 31 din ambele. Da. Și pe 21 ori câtul, îl scădem în partea cealaltă. Adică îl scădem și din stânga și în dreapta. Cu totul. Înțelegi, da, vede? Nu pe 200... Îmi crezi că vreau să mă uitați pe 200, așa? 21, nu, cu totul. Și atunci vine 1 ori 2 ori 3 ori puncte ori 100... Minus. Minus 201